Care este cel mai periculos loc de pe pământ pe care nu ai vrea să-l vizitezi niciodată? Poate insula șerpilor din Brazilia, ce spuneți de coasta scheletului din Namibia? Am reușit să explorăm aproape toate teritoriile terestre de pe această planetă, inclusiv locurile mai puțin ospitaliere, printre care se află și Polul Nord. Ce face acest loc să fie atât de primejdios? De ce a ales Moș Crăciun sediul tocmai aici? Haideți să parcurgem împreună o călătorie îndrăzneață și să vorbim astăzi despre acest lucru. O mulțime din expedițiile arctice s-au sfârșit misterios în dezastru. În trecut, multe nave maritime au rămas blocate pe gheață, astfel mulți oameni au naufragiat. Unele vase s-au scufundat și nu au mai fost găsite niciodată. Să nu mai menționăm că Oceanul Arctic este încă neexplorat în adâncurile sale. Deci, ce se întâmplă cu adevărat aici? Înainte să căutăm în adâncul gheței arctice, haideți să ne uităm la început în jurul apei. Polul Nord este localizat în mijlocul oceanului arctic și este acoperit în întregime de gheață. Această gheață are între 1,8 și 3 metri grosime și plutește într-un ocean care la rândul său are o adâncime cuprinsă între 1070 și 5500 de metri. Spre deosebire de Antarctica, la Polul Nord nu există Pământ, de aceea este într-o continuă mișcare. O să ajungem și aici într-o clipită. Lucrul cel mai fascinant este că, deși Polul Nord este literalmente doar gheață, acesta este mai călduros decât Polul Sud. Nu vreau să înțelegi greșit, ambele zone au temperaturi extrem de reci, asta datorită faptului că nu primesc raze solare directe, dar aici sunt mai multe de discutat. După cum am menționat mai devreme, la polul nord nu există pământ, acesta se găsește doar în jurul gheții, din care este cuprins în totalitate. Dar polul sud este format din teren înconjurat de gheață. Apa de sub gheața de la polul nord are o temperatură mai ridicată decât gheața care plutește la suprafața ei. Asta face ca aerul să fie puțin mai cald Antarctica, adică polul sud, pe de altă parte, este uscată și se află la 2300 de metri deasupra nivelului mării. Asta cauzează temperaturi extreme de până la minus 60 de grade pe timp de iarnă și minus 18 grade Celsius în timpul verii. La polul nord, temperatura scade până la maxim minus 40 de grade Celsius iarna, dar poate crește până la 0 grade pe timp de vară. Aici lucrurile devin puțin mai complicate. Chiar dacă polul sud are temperaturi mai scăzute decât polul nord, acesta are parte de 20.000 de vizitatori anual, pe când polul nord primește în jur de 1.000 de vizitatori pe an, aici incluzând și cercetătorii. De ce aceste cifre? Pentru început, polul nord are mai multe bariere de intrare complicate prin care se poate face accesul. Principala barieră este că nu are o locație stabilă, aceasta fiind formată de blocuri de gheață uriașe care se mișcă constant în Oceanul Arctic. Singura modalitate de a vizita Polul Nord este cu elicopterul în luna aprilie sau cu un spărgător de gheață în luna iunie sau iulie. Aceasta este o navă special construită pentru a sparge gheața din zonele cu probleme. Acestea sunt singurele luni în care gheața este suficient de subțire pentru a putea fi spartă de aceste nave maritime. Datorită progreselor tehnologice, o navă care rămâne blocată în gheața arctică este foarte rară, dar este în continuare totuși un scenariu plauzibil. Din acest motiv se fac doar 5 excursii în fiecare an către Polul Nord, însă acestea nu sunt singurele probleme. Imaginați-vă că vă rătăciți în timpul unei plimbări prin pădure. Cea mai bună șansă să ieși din această situație este prin folosirea unei busole, dar dacă te afli la Polul Nord, atunci ai mari probleme. Chiar dacă busola este un instrument de navigație ideal, aceasta nu indică Nordul cu exactitate. Polii magnetici ai Pământului nu sunt aceiași cu punctul geografic al Polului Nord. Polul magnetic pe care îl indică o busolă este localizat la mai bine de 1610 km de adevăratul punct nordic al planetei, undeva aproape de Canada. Totuși, nici polul magnetic nu are o poziție fixă, iar cum câmpul magnetic al Pământului se schimbă, la fel o face și punctul magnetic al Polului Nord. Diferențele dintre polul nord și nordul pe care îl indică o busolă este un unghi numit declinație magnetică. Cum câmpul magnetic al pământului nu este uniform, această declinație variază. Potrivit serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite, la altitudini mari, tulburările locale de la polul nord pot face o busolă să arate altă direcție decât cea a polului nord magnetic al planetei. În unele cazuri poate indica chiar și direcția sudului, deci dacă ești pierdut la polul nord, folosi Utilizarea unei busole pentru a reuși să ieși din situații neplăcute este inutilă. Exploratorii din aceste zone folosesc diagrame ale declinației magnetice pentru a afla direcția corectă pentru navigare. Vorbind despre faptul că nu am putea fi capabili să ne găsim drumul către ieșirea dintr-o astfel de situație, până și stabilirea unei ore fixe este o problemă la polul nord. Datorită rotației Pământului, timpul este determinat de liniile longitudinale care conectează cei doi poli. Din moment ce toate liniile longitudinale se unesc la poli magnetici, asta înseamnă că atât polul Nord cât și polul Sud sunt în toate fusurile orare în același timp. Exploratorii își aleg în mod normal cel mai convenabil fus orar pentru ei. Datorită acestui lucru, ora de la polul Nord este de fapt cât vrei tu să fie. Acum că am terminat de enumerat toate motivele științifice care explică de ce este dificilă călătoria către polul Nord, haideți să vorbim și despre explicații mai practice. Unul din cele mai importante lucruri este adăpostul. Nimeni nu locuiește cu adevărat la Polul Nord. Până și poporul inuiților care trăiesc în regiunile înconjurătoare zonei arctice precum Rusia, Groenlanda și Canada nu locuiesc într-un loc fix din aceste regiuni. Gheața este într-o mișcare continuă și se subțiază cu jumătate din grosimea inițială pe timp de vară. Astfel, nimeni nu a încercat vreodată să stabilească o comunitate în aceste zone, nici măcar ridicarea unor structuri permanente create de om pentru că acestea dispar sau sunt distruse de condițiile extreme. Până și călătoria prin împrejurim poate fi anevoioasă și plină de obstacole. Câteodată se desprind bucăți de iceberg din calota glaciară a Oceanului Arctic și parcurg toată distanța până la Oceanul Atlantic. Asta creează probleme multor nave care parcurg călătorii transatlantice. Se speculează că tot asta s-a întâmplat și cu Titanicul în 1912. Acești ghețari continuă să fie un pericol pe toată suprafața Oceanului Atlantic. După incidentul Titanicului s-au mai întâmplat alte câteva sute de coliziuni cu diferiți ghețari. Din fericire, mulțumită patrulei internaționale de gheață nu au mai existat incidente atât de dramatice de atunci, dar încă reprezintă o mare problemă. Acum că suntem la subiectul icebergurilor, iată încă un lucru interesant. Nu există apă potabilă la polul nord. Primii exploratori ale acestor regiuni au avut mari bătăi de cap cu această problemă. De fapt, găsirea apei potabile în regiunea arctică este la fel de grea ca și găsirea apei în deșert. Apa sărată nu este potabilă, iar singura modalitate a oamenilor de a rămâne hidratați a fost consumarea zăpezii. În cele din urmă s-a dovedit a fi periculos pentru că poate provoca hipotermie. Exploratorii au fost nevoiți să o topească, dar la început nu dispuneau de nicio metodă convenabilă de topire a zăpezii, astfel mulți dintre ei nu au supraviețuit. Vorbind despre supraviețuire, de asemenea nu există niciun fel de vegetație la polul nord. Copacii au nevoie de sol, iar din moment ce această zonă este un bloc uriaș de gheață, nu permite niciunei plante să supraviețuiască. Chiar dacă ar fi o mică șansă ca plantele să reușească în acest mediu, temperaturile înghețate nu ar permite dezvoltarea lor. De asemenea, pe timpul nopților polare, care pot dura în unele zone arctice chiar și câteva luni de zile, plantele nu ar avea nicio șansă de supraviețuire fără fotosinteză. Polul Nord nu este un mediu neospitalier doar vegetație, este de asemenea un habitat ostil și pentru animale. Vulpea polară, ursul polar și multe alte animale terestre nu migrează de foarte multe ori către Polul Nord, pentru că poate deveni un mediu imprevizibil pentru viețuitoare. Cum este în continuă mișcare, această regiune nu permite animalelor să migreze, să se stabilească sau să-și crească puii. Însă urșii polari umblă frecvent în jurul polului nord căutând mâncare continuu. Spre deosebire de alte specii de urși care trăiesc în diferite regiuni pe tot globul pământesc, urșii polari pot fi extrem de agresivi. Agresivitatea lor este rezultatul lipsei de mâncare de la polul nord, de aceea ei vânează tot ce întâlnesc în cale. La fel ca și oamenii din acele zone, foamea este o problemă. Urșii polari sunt cei mai mari urși de pe pământ și pot supraviețui numai în mediul arctic. Aceștia au două straturi de blană, iar sub piele au un strat foarte gros de grăsime. Asta le oferă o izolație suficientă pentru a-și menține temperatura corpului caldă, chiar și într-un mediu unde temperaturile pot ajunge la minus 37 de grade Celsius. În acest mediu ostil întâlnim și morsa. La prima vedere, morsele arată similar cu focile, dar acestea sunt mult mai mari. Colții lor pot ajunge până la 3,35 de metri în lungime. O morsă poate fi de patru ori mai mare decât un urs polar, de aceea nu este amenințată de atacurile lor. Cu toate acestea, morsele nu sunt niște animale prea docile. Din moment ce pot supraviețui atât la polul nord cât și în oceanul Arctic, au fost raportate atacuri asupra oamenilor, dar din fericire nu prea dese. Ecosistemul subacvatic al Polului Nord este mult mai variat decât ecosistemul de deasupra. Actinii, creveții, alte crustacee și foci inelate au fost observate în acest mediu, dar cel mai periculos animal din acest ecosistem subacvatic este rechinul boreal. Acesta poate atinge 6,6 metri lungime. Datorită vremii din zona Arctică, nu foarte mulți rechini au luat contact cu oamenii, dar dacă cineva ar cădea în apă, șansele de supraviețuire în aceste condiții ar fi la fel dacă ar întâlni un urs polar, adică foarte mici. Cea mai periculoasă problemă dintre toate acestea este încălzirea globală, care rezultă în topirea gheții. Oamenii de știință cred că în 50 de ani nu va mai exista gheață la polul nord pe timp de vară. Aceștia fac foarte multe expediții în zonă pentru cercetări mai ample cât despre Moș Crăciun și sediul acestuia de la polul nord, gândiți-vă mai bine. Dacă ați dori un loc privat fără niciun fel de distracție care să vă poată tulbura munca, pare tocmai cel mai potrivit loc pentru asta. Deci, voi ce credeți despre polul nord? V-ar plăcea să vizitați acest loc în următorii 50 de ani? Puteți răspunde în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!